Bună ziua, domnule Daniel Florea, bine ați venit în studioul nostru la PS News. Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru invitație. Anunțat oficial, candidat pentru primăria sectorului 5 din partea PSD-ului. O să încep cu istoricul dumneavoastră. Sunteți și parlamentar de Călăraș, ați reprezentat acest județ o bună bucată de vreme în Parlamentul României, motiv pentru care vă întreb direct, ce credeți că vă recomandă și ce vă face să veniți astăzi să încercați să câștigați încrederea locuitorilor din sectorul 5, tocmai iată din Călăraș, să zicem așa? Eu am locuit în Călăraș în perioada școlii generale și a liceului. După ce am terminat liceu, am venit la facultate în București. Din 1991 și până în prezent, în afară de cei 6 ani și ceva în care am fost judecător la Constanța, am locuit în București. Aici am făcut școala, aici am lucrat, aici mi-am cunoscut soția, aici mi s-au născut copiii, aici locuiesc în mod neîntrerupt în acest moment din 2003. Iar în ceea ce privește PSD Sector 5, sunt președinte executiv al organizației PSD Sector 5 din ianuarie 2015. Mai mult decât atât, pe la jumătatea anilor 90, tatăl meu a și lucrat aici și chiar în sectorul 5. Soția mea e născută în sectorul 5, e crescută acolo, a făcut școala acolo. Avem foarte multe rude și prieteni, niște fini, vreo 3 perechi de fini în sectorul 5. Deci nu sunt chiar un necunoscut. Ce aveți legătură cu sectorul 5? Ați menționat un pic mai devreme și episodul de la Constanța. Ați fost judecător. E o situație destul de anormală pentru cei de acolo, cel puțin vizual. Ceea ce s-a întâmplat, sau spun cel puțin procurorii DNA, că s-a întâmplat la primăria sectorului 5. Vorbim de acte de corupție, de lucruri ilegale, de chestiuni care, iată, poate au prejudiciat serios bugetul. Ca experiență pe care ați avut-o, ca judecător, credeți că veți fi în stare să puneți ordine, dacă lucrurile așa stau, în acea instituție? Sunt convins că da. Și sunt convins că în primărie nu acesta este cuvântul de ordine. Pentru că totuși, faptul că greșesc unul sau altul, nu înseamnă că întreaga instituție e vinovată. Și eu cred că instituția trebuie să funcționeze normal, indiferent dacă o conduce o persoană sau alta, sau indiferent dacă o parte dintre ei au greșit sau sunt acuzați că au greșit. Eu cred că este extrem de important ca administrația locală să funcționeze la parametrii foarte buni. Și cred că experiența asta de judecător mă va ajuta foarte mult, pentru că este vorba în primul rând despre modul de a asculta toate părțile. Știți că eu cred că de multe ori în administrație a lipsit acest dialog cu cetățeanul. Și cred că această știință de a asculta pe toți, cred că mă va ajuta. Eu n-aș trece totuși atât de ușor peste, să-i spunem, epopeea Maria Evanghelie. Este un politician care o bună bucată de vreme, chiar dacă au existat și sincope, a avut pe el ștampila PSD-ului, același partid care, iată, astăzi vă trimite în lupta electorală. Votanții PSD-ului în sectorul 5, poate, sigur, și asta este un subiect, să ne explicați un pic cum stați din punct de vedere al sondajelor, dar, repet, votanții PSD cred că au devenit poate un pic sceptici după episodul sau epopeea, cum i-am spus, Maria Evanghelie. Cum credeți că se poate gestiona lucrul ăsta din punctul de vedere al dumneavoastră? Eu cred că PSD-ul este un partid care a făcut foarte multe lucruri bune pentru țara asta. Lucruri care se văd acum, cred eu, din ce în ce mai tare, după ce guvernul PSD nu mai e la putere, a venit acest guvern de tehnocrați și se vede foarte tare diferența de abordare, mai ales în privința rezolvării problemelor de natură socială. Și eu cred că domnul Evanghelie a făcut și lucruri bune. Sunt de acord că este acuzat de multe lucruri, dar el a reprezentat la un moment dat stânga eșcherului politic aici și eu nu
voi critica activitatea dumnealui, sunt alții care o vor face. Eu vreau să rămână lucrurile concrete, corecte, bune, pozitive pe care PSD-ul le face și care a determinat ca în acest moment PSD-ul să fie pe primul loc în toate sondajele la nivel național. Să înțeleg că și la nivel național, dar ceea ce aveți dumneavoastră ca măsurători în sectorul 5, PSD-ul stă în continuare bine. Stă foarte bine, sunt convins că vom câștiga alegerile, suntem pe primul loc la o diferență confortabilă. Atât PSD-ul, cât și candidatul PSD la primărie. Deci pe vot politic stăm foarte bine. Într-adevăr, eu mai am de lucrat pentru a ajunge la nivelul la care este partidul în sondaje. Însă sunt tot pe primul loc și la o diferență confortabilă. Depinde numai de echipa din care fac parte pentru ca noi să putem să conservăm această diferență și chiar să o mărim. Există zvonuri potrivit cărora Marian Vanghelie va candida. Unii spun la sectorul 5, alții spun că poate la primăria capitalei, poate e și scenariul în care va rămâne în umbră. Să mergem pe varianta în care va merge la sectorul 5. Credeți că acest lucru vă va afecta șansele de a câștiga această primărie? Am două sau chiar trei, dar două lucruri principale pe care vreau să le spun. Marian Vanghelie este un om de stânga și toată viața lui a fost un om de stânga. Eu nu cred că el ar diminua șansele candidatului PSD-ului, șansele candidatului de stânga de a câștiga primăria. Pentru că totuși el este un om care s-a identificat de-a lungul întregii sale cariere cu stânga. Deci eu nu cred că el va face ceva împotriva, în condițiile în care în acest moment singurul candidat de stânga este reprezentantul PSD-ului, adică eu. Deci nu cred că va face asta. În primul rând. În al doilea rând, din punct de vedere uman, cred că el are o perioadă în care trebuie să ia foarte în serios latura asta personală. Eu nici nu vreau să mă gândesc prin ce trece sau ce în sufletul lui ca om în acest moment. Și aș vrea să nu fie tentat numai de orgoliu sau de niște... Cred că ar trebui să gândească bine, dar trebuie să-și rezolve problemele și abia după aceea, dacă le va rezolva cu bine, să poată să revină în politică, pentru că este încă un politician tânăr. În al treilea rând, ce aș fi vrut să spun este că sunt totuși foarte multe programe sociale. Sunt niște lucruri bune care s-au întâmplat aici din punct de vedere social și cred că numai reprezentantul PSD-ului, cu PSD-ul în spate, le poate continua și le poate îmbunătăți. Deci eu cred în acest moment că Marian Vanghelie nu ar face rău candidatul PSD-ului, având în vedere faptul că, într-adevăr, cele mai multe voturi le va lua de pe partea stângă. Cu toate acestea, din sondajele pe care le avem, nu va fi determinant candidatura lui și eu voi, deci, calitate de reprezentant al PSD-ului, cu siguranță voi câștiga alegerile, chiar dacă el îmi va lua din voturi. Adică vă încurcă, dar nu vă scoate definitiv din... Nu va determina pierderea alegerilor de către candidatul PSD. Într-adevăr, ne va lua din voturi, dar depinde numai de mine și de echipa PSD ca aceste voturi să fie în număr cât mai mic. Nici în acest moment nu este determinant pentru câștigarea alegerilor și chiar dacă el va candida, nu este nici favorit și nici nu va determina pierderea alegerilor de către candidatul PSD. Tot legat de electorat, care este mesajul nostru personal pe care îl transmiteți astăzi, fie prin intermediul PS News, fie prin intermediul mesajelor viitoare, către electoratul din sectorul 5? În acest moment, cred că electoratul din sectorul 5 este puțin, are o doză foarte mare de nehotărâți. Au existat niște oameni care au votat de-a lungul timpului fie PNL, fie PSD, dar procentajul foarte mare de nehotărâți este, cred eu, în acest moment semnificativ pentru sectorul 5, mai mare decât în toate celelalte sectoare din București. Ce pot eu să spun este că voi încerca să mă adresez acestor oameni care nu s-au regăsit până acum și în programe pe care le-au prezentat candidații și partidele și voi încerca să-i conving că există și oameni care încearcă să facă bine din tot sufletul tuturor categoriilor sociale din sector. Vom
În momentul în care vom câștiga legile, să știți că nu vom veni să facem revoluție sau răzbunări. Noi vom face tot ce depinde de noi pentru ca lucrurile să petreacă lin și să putem să continuăm o activitate astfel încât să nu existe persoane care se simtă amenințate sau cariera lor sau se simtă amenințată de faptul că se schimbă primarul sau știu eu, majoritatea în Consiliul Local sau în Consiliul General. Avem lucruri bune de făcut, sunt multe lucruri bune care s-au făcut, s-au făcut lucruri bune pentru profesori, s-au făcut lucruri bune pentru medici, s-au făcut multe lucruri bune în ceea ce privește asistența socială. Toate aceste lucruri le vom continua. De asemenea, cred că există foarte multe chestiuni care țin de redarea mândriei cetățeanului de sector 5. Cred că pe nedrept a fost, știu eu, marginalizat. Și eu cred că în sectorul 5 există foarte mulți oameni de foarte bună calitate pe care voi încerca împreună cu colegii mei să-i convingem să vină alături de noi pentru a derula, pentru a pune în practică ideile pe care cu toții le avem. Sunt lucruri pe care toți le spun, dar pe care noi știm și cum trebuie să le facem. Este absolut necesar să facem curățenie. Este un sector unde, din păcate, sunt câmpuri întregi pline de gunoaie și lucrul ăsta trebuie neapărat rezolvat cât mai repede. Este un sector unde nu există canalizare. În mare parte din... Este un sector unde multe blocuri au subsolurile inundate. Este un sector în care, practic, din păcate, n-a reușit să facă anveloparea blocurilor și există și bani și programe și modalități concrete de rezolvare acestei situații rapid. Există probleme de trafic, există mari probleme cu parcările. Toate aceste lucruri sunt chestiuni pe care cu toții le știm. Ce îmi place mie cel mai mult în acest moment al precampaniei este că sunt foarte mulți oameni care au venit alături de noi, care ne-au dat idei. În momentul în care vom ieși pe stradă, vom prezenta proiectele concrete. Deci, avem această problemă, uitați cum vrem să o rezolvăm, uitați în cât timp, uitați cât costă. Deci, vom ieși cu niște chestiuni concrete. Nu vom veni... să facem campanie de la televizor. Vom face campanie, vom merge foarte mult pe străzi, vom arăta oamenilor cum vedem noi lucrurile. Și avem niște chestiuni foarte clare. V-am spus cum arată, cum va arăta, când și cât va costa. Și eu cred că în acest moment de asta au nevoie oamenii. Sunt prea multe vorbe goale, oamenii s-au săturat de lucrul ăsta. Noi vom veni cu chestiuni concrete. Mă pregătisem să vă adresez și o întrebare legat de proiectele de la primărie, dar iată că ați anticipat și ați răspuns parțial la ea, așa că nu o să mai insist decât pe un singur aspect. Să facem un joc de imaginație, să presupunem că mâine ați ajunge primar la sectorul 5. Care ar fi totuși prima prioritate, cel mai important lucru pe care îl considerați în acel sector și de care v-ați apuca de astăzi, dacă ați fi primar, repet? Două lucruri sunt extrem de importante și de ele mă voi apuca din prima zi, de curățenie și de siguranță cetățeană. Sunt totuși niște chestiuni care trebuie rezolvate repede și care vor readuce, exact ce spuneam eu, mândria de a fi cetățean al sectorului 5. Pentru că să știți că nu există atât de mulți oameni certați cu legea în sectorul 5 pe cât se spune. Și pe asta vreau să mergem. Vreau să arătăm tuturor oamenilor că a fost blamat pe nedrept sectorul. Eu am întâlnit niște oameni extraordinari, m-am plimbat singur pe străzi. Au fost zone în care din care am plecat relativ repede, au fost zone în care am mers mai mult. Să știți că am stat mult prin zonele astea despre care se spunea că sunt răufamate, că sunt cu probleme. Nu m-a atacat nimeni. N-am pățit nimic, dar toți oamenii mi-au spus că ar trebui să aibă mai multă grijă poliția locală de ce se întâmplă. Că ar trebui mai multă lumină. Că ar trebui mai mare atenție la ceea ce se întâmplă, mai ales la poarta școlilor. Pentru că, mai ales, că sunt probleme în parcuri. La lucrurile astea trebuie să dăm atenție din prima zi. Interesant episodul de care vorbiți cu plimbarea prin cartierele sectorului, pentru că mi-amintesc că un actual contracandidat al dumneavoastră, domnul Raiețchi,
A făcut și dânsul o plimbare prin anumite sectoare și iată că a ajuns subiect de știre națională. Înțeleg că a fost huiduit, a fost, mă rog, luat un pic mai tare, să spunem așa, de către cetățenii din sector, de către unii oameni. Cum comentați dumneavoastră acest episod și prin prisma ceea ce ați văzut? Ovidiu Rațchi este un parlamentar bun și e un om decent și un om onest. Și eu cred că vom avea o campanie frumoasă bazată pe idei și pe proiecte și îl invit și pe el și pe contracandidații mei în acest moment să facem o campanie pozitivă în care să spunem oamenilor ce avem de făcut. E interesant, vă întrerup ideea, pentru că și dânsul a fost prezent la noi în studioul PS News și a avut același tip de discurs legat de dumneavoastră. Un discurs foarte frumos, să spun așa. Da, rog. Îi mulțumesc. Eu am avut cu el, am interacționat cu el în Parlament și avem o relație normală bazată pe respect reciproc. Și lucrul ăsta vreau să continue și după ce noi nu vom mai fi contracandidați. Pentru că toate ideile bune sunt binevenite în ceea ce privește administrația locală. Dacă eu sunt convins că vom câștiga alegerile și PSD-ul și eu, dar sunt convins că și au idei bune, că nimeni nu vine să candideze la vreo funcție cu intenția de a face rău. Cel puțin asta este părerea mea. Și atunci eu voiam să lansez acest îndemn către toți contracandidații să facem o campanie pozitivă în care să spunem oamenilor ce avem de gând să facem. Pentru că probabil că oamenii, eu sunt convins de lucrul ăsta, dar probabil că și ei, oamenii s-au săturat de scandaluri și vor să audă ce va face omul ăla pe care îl vor alege pentru ei. Și asta este prima componentă. A doua componentă este, eu cred că el în acel moment ar fi putut să reacționeze și altfel. Eu cred că n-aș fi ignorat oamenii, adică m-aș fi dus să vorbesc cu eu. Eu cred că asta aș fi făcut. M-aș spus, spune și mie, care e problema, de ce se întâmplă asta, ce ai cu mine, cu ce am greșit? Probabil s-a speriat, mă cum putem să o rezolvăm? Nu știu, asta ar trebui să-l întrebăm pe el. Dar eu cred că m-aș fi dus să vorbesc cu oamenii. Și în al treilea rând, au fost acolo, noi am fost acuzați că erau niște foști membri, erau niște membri PSD care au făcut lucrul ăsta. Eu am discutat cu ei, cu cei câțiva care apăreau acolo. Am discutat cu ei și mi-au spus că ei locuiesc în cartier, au văzut faza, au venit și au filmat. Și că n-au fost implicați deloc în organizarea acestei idei. A fost o chestiune pur și simplu spontană. Cu toate astea le-am spus că în timpul campaniei mele ei nu vor face parte din stafful care mă va însoți pe străzi. Pentru că eu nu vreau una să spune și alta să pară că se întâmplă. Eu vreau să arătăm oamenilor că vrem să venim să discutăm cu ei și să le rezolvăm problemele. Fără scandal și pentru că lucrurile bune nu se fac niciodată cu scandal. Pot ieși idei bune din confruntări de idei. Dar din scandal niciodată n-are cum să iasă ceva bun. A făcut un pic mai devreme un joc de imaginație cu dumneavoastră a ajuns primar. Haideți să-l ducem un pic mai departe și să presupunem că și candidatul PSD-ului la primăria Capitalei câștigă alegerile. În contextul ăsta, intenționați să deschideți o discuție legată de realocarea bugetului de la Primăria Capitalei către sector, având în vedere că la sectorul 5 a existat oarește problemă legată de banii pe care acest sector i-a primit de-a lungul timpului când s-a făcut împărțeala, să spunem așa? Cu siguranță da. Am discutat lucrurile acestea. Vă rog să-mi permiteți să nu răspund complet la această întrebare, pentru că este parte din programul nostru pe care vom prezenta bucureștenilor și care va ieși în zilele următoare. Dar cu siguranță da și avem niște răspunsuri foarte concrete la lucrul ăsta și sunt convins că lucrurile vor fi mult mai bune decât până acum. Tot concret pentru bucureștenii sectorului 5, cum le puteți totuși rezolva această mai mult sau mai puțin închipuită problemă a infracționalității și a securității în acest sector? Contrar tuturor celor ce se spun, în statisticile oficiale ale poliției, dintre toate sectoarele, în sectorul 5 este cel mai mic grad de infracționalitate. Interesant. Și cred că lucrul ăsta trebuie spus. Într-adevăr, faptul că există această percepție se datorează
faptul că nu a fost combătută cu argumente. Sunt convins că argumentele există, v-am dat unul acum și cred că în momentul în care vom să dăm la o parte voalul ăsta negru de pe sectorul 5, se va vedea că de fapt sectorul 5 este format din oameni de foarte, foarte bună calitate, așa cum sunt eu convins că se întâmplă. Și eu cred că nimeni nu vrea să aibă această anatemă pusă în mod greșit. Ești locuitor al sectorului 5, aoleu, stai în 5. Ce probleme sunt acolo? Sunt convins că problemele sunt mult mai mici și sunt convins că împreună le putem rezolva. Domnule Florea, ați atins la începutul interviului nostru un subiect cu care aș vrea să terminăm. Este aspectul acesta al familiei. Ați vorbit de tatăl dumneavoastră, de legăturile pe care le au membrii familiei cu sectorul pe care acum vreți să-l câștigați de partea noastră electoral vorbind. Cum arată familia Florea și ce părere are familia Florea despre acest proiect în care tocmai v-ați angrenat de a deveni primarul sectorului 5? Familia Florea arată foarte frumos și foarte vesel. Sunt căsătorit de 11 ani, avem doi copii gemeni, un băiețel și o fetiță, împlinesc 6 ani în august, se numesc Iulia și Tudor. Să vă trăiască. Mulțumesc frumos la fel și sunt doi copii minunați. Râdem împreună, ne întâlnim, petrecem cât putem de mult timp împreună. Soția mea e o persoană foarte veselă și, cum să vă spun, aparența asta a mea de om care așa, este acasă, sunt cu totul altfel de om. Am marele noroc că atât părinții mei, cât și părinții soției mele sunt foarte apropiați de noi. Noi suntem o mare familie, așa, ne întâlnim cu drag mereu, suntem tot timpul împreună. Am o familie foarte frumoasă și să dea Dumnezeu să fim cu toții sănătoși cât mai mult timp. Ceea ce privește intrarea în această cursă pentru primărie, am discutat cu ei, cum am discutat și atunci când am luat decizia de a candida pentru Parlament în 2012. Am discutat cu ei, mi-au spus că sunt alături de mine indiferent ce decizie iau și într-adevăr îi simt alături de mine pentru că sunt și momente mai grele. Nu există numai lucruri frumoase într-o campanie, nu există foarte multă oboseală, există o tensiune psihică, dar ei sunt aproape de mine și vom trece cu bine peste asta, nu îmi fac niciun fel de griji. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi la PS News. Vă mai așteptăm cu drag când veți mai avea lucruri interesante să ne spuneți și până la urmă vă dorim succes în ceea ce urmează să întreprindeți. Mulțumesc frumos!